13 supra 98. 98 plus 12 s-a ficat din 9 supra 98. Când vedeți că vezi egal cu 13? 13 plus? Că ai zis 6. Da. Supra 98. Când vedeți că vezi egal cu 49 supra 98. Și egal mai departe? Împărțim din 7. Împărțim din 7. Dar eu zic că merge chiar prin 49. Da, da, da. Și egal cu 2. Pe 2. Deci am de care găsit cos de A minus B egal cu 1 pe 2. Știi, cos de A minus B? Cos de A minus B este egal cu 1 pe 2. Ei, la câte grade cosinusul e 1 pe 2? De la 30 și la 60. Deci cos de cât este egal cu 1 pe 2? De 60. Deci rezultă de aici că A minus B egal cu 60 de grade. Deci A minus B egal cu 60 de grade. Exact ce trebuia. Asta trebuia să arătăm. Deci, iată ce ne-a cerut autorul. Știind că cos de A egal cu 1 pe 7, știind că cos de B egal cu 13 pe 14, să arătăm că A minus B este 60 de grade. Tu ce ai făcut aici? Ai văzut, știind cosinusul A fac sinusul, ai aflat că cosinusul A fac, știind cosinusul A fac sinusul, deci am aflat și pe sin de A și pe sin de B. Odată știu că sin de A, sin de B, am aplicat cos de A minus B. Să vedem cât ne dă în calcul. După calcul făcut, cos de A minus B îmi dă cât, iată, vă urmăriți, cât mă dă cos de A minus B, mi-a dat egal cu 1 pe 2. Și am întrebat, oare de câte grade cosinus este 1 pe 2? La câte grade e 1 pe 2? La 60 grade. Și atunci ai minus B când fost 60. Foarte simplu. Și dacă am făcut cu sinus, asta îți vreau să spun, dacă am făcut sinus, tot același rezultat. Făcea sin de A minus B, ne dădea un radical din 3 pe 2. Și radical din 3 pe 2, la câte grade sinusul e radical din 3 pe 2? La 60 grade. Deci, dacă ar fi aplicat sin de A minus B, ne-ar fi dat în calcul cât ne-ar fi dat, nu 1 pe 2, ci cât radical din 3 pe 2. Și atunci spuneam că A minus B, în clipa aceea, este egal cu câte grade? 60 grade. A minus B este egal cu 60 de grade. Și asta ar fi însemnat exercițiu corect făcut, da? Așa ăsta ar fi făcut exercițiu. De ce nu ți-a mers ție acasă? Ce-am făcut asta? Dar n-am crezut că aici am făcut în baza unui formulei. Păi neapărat! Trebuie să aplicăm, nu degeaba o condamnă și un cos de A și un cos de B și își cere să afle A minus B. Deci trebuia să te gândești fie să aplici cos de A minus B, fie... De fapt, ai plecat destul de bine, că ai făcut pe sin de A și pe sin de B. Parcă ai anticipat că îți trebuie să aplici fie cos de A minus B, fie sin de A minus B. Deci asta a fost. Hai să vedem o parte asta. Altul, un alt exercițiu, care iar să ia ții dificultăți acasă. Mai sus așa scrie, te rog. Îți iei o altă cretă. Hai să vedem. Deci exercițiu numărul 8, la pagina 407. Începem cu primul. Poftim. Hai să... Deci trebuie să dovedeți identitatea asta. Cos de x minus y, ori cos de x plus y este cos pătrat de x minus cos pătrat de y. Am dezvoltat formulele, am scris formulele. Cos de x. Așa. Cos de y. Plus sin de x. Cos sin de x. Pe lângă. Cos de x. Ori cos de y. Minus sin de x. Ori sin de y. Egal cu cos pătrat de x minus cos pătrat de x. Eu cred că la interiorul facem cos de x minus cos de x. Sau puse notă la asta cu a și așa. Cum? Adică nu la cos pătrat de x minus cos pătrat de y. Interiorul facem a, este a minus b.
Deci a cos pătrat de X, nu scos pătrat de Y, s-ar putea preluca și asta, vrei să spui, da? S-ar putea preluca. Însă, ea încearcă să plece de la membrul stâng, cred că așa ar fi. De fapt, trebuie să dovedești identitatea asta. Să lucrează membrul stâng și să vedem dacă mergem aici. Nici nu spune că este egal cu cos pătrat de X. Să vedem unde ajunge. Egal mai departe cu, să vezi la ce ajunge. Egal mai departe cu cos pătrat de X. Ce ai de gând să faci? Acum le mulțesc. Le mulțesc. Dar observăm ceva ce se întâmplă. Ce a apărut aici? A plus B, lângă A minus B. Deci face asta la pătrat minus celălalt la pătrat. Deci vine cos de X ori cos de Y. Cos pătrat de Y. Da. Sin pătrat de X. Corect. Minus sin pătrat de Y. Da. Și? Dar putem face aici să transformăm pe sinus legătura între funcție și cofunct. Așa. Eu zic să tragi cu coada ochiului și să vezi ce, la ce trebuie să ajungi. Cos pătrat de X. El trebuie să rămâne cos pătrat de X. Dar nu trebuie să apară sin pătrat de X. Nu trebuie. Trebuie să dispară sin pătrat de X. Ei, unde se găsește? De unde? Asta cos pe lângă X plus Y. Stai o secundă. Unde găsești tu? Cine leagă pe sinus pătrat? Care e formula? Unde s-a leagă sin pătrat cu cos pătrat? Te gândești la unghiul dublu, dar cel mai bine ar fi să te gândești la forma fundamentală. Sin pătrat de X plus cos pătrat de X face 1, scrie sus. Sin pătrat de X plus cos pătrat de X este egal cu 1. De acolo scoate pe... Pe cine? Din relația aceea. Pe cos. Deci facem de acolo pe cos. Nu pe cos. Pe sin. Pe sin, că tu vrei să dispară sinus. Deci sin pătrat de X de acolo este egal cu? Sin pătrat de X. Egal cu? 1 minus cos pătrat de X. Cos pătrat de X. Deci în loc de sin pătrat de X, o să fie 1 minus cos pătrat de X. Dar nu sin pătrat de X. Cos pătrat de Y. Deci, egal cu de la capăt. Cos pătrat de X. Cos pătrat de Y. Deci când ți-l fost 1 minus cos pătrat de X, 1 minus. Da, dar am făcut minus minus. Păi vezi că trebuia făcută mulțirea asta și lasă așa în paranteză. 1 minus cos pătrat de X în paranteză, mulții, 1 minus cos pătrat de Y. Păi și e loc de mare greșeală. E vorba de ăsta, mulții cu ăsta. Și ce ne dă, vom ține cont la îndată, egal mai departe cu. Minus 1. Minus pe lângă. Și hai să mulțim acolo cele două paranteze. 1. 1, 1, 1. 1 minus. Da. Cos pătrat de Y. Da. Minus cos pătrat de X. Da. Plus cos pătrat. Plus cos pătrat de X. Cos pătrat de X ori cos pătrat de Y. Egal de desubt cu... Hai să vedem acum mai departe. Cos pătrat de Y. Cos pătrat de Y minus 1 plus cos pătrat de Y. Da. Plus cos pătrat de X minus cos pătrat de X ori cos pătrat de X. Acum se reduc. Așa, cine? Se reduc ăsta. Dacă... Ne ducem în... Hai, am văzut pe cine? Pe cine? Ăsta. Așa. Da. Și ne rămâne minus 1 plus... Deci egal cu minus 1. Minus 1 plus cos pătrat de Y plus cos pătrat de X. Asta
care a rămas în clipa de față, să vedem. Noi, Traian, ne uităm sus. Trebuie să ajungem la cos pătrat de x minus cos pătrat de y. Și noi avem plus cos pătrat de y și un minus 1. Nu-mi place deloc la ce am ajuns. Mai vedem o dată. Deci, relația este cos de x minus y, ori cos de x plus y, că am făcut ceva. Cos cos plus sin sin, pentru că cos cos minus sin sin. Face locul de la pătrat cos pătrat de x cos pătrat de y minus sin pătrat de x sin pătrat de y. Bine. Și am spus așa. Fiindcă dorim să rămânem cu sinusurile, trebuie să scăpăm de sinusuri. În loc de sin pătrat de x, ai zis 1 minus cos pătrat de x. Și dincolo 1 minus cos pătrat de y. E corect. Din forma fundamentală, în loc de sin pătrat, ați 1 minus cos pătrat, în loc de cos pătrat, sin pătrat, 1 minus cos pătrat. Minus, le-am înmulțit. 1 ori minus cos pătrat de y, minus cos pătrat de x, plus cos pătrat de x, cos pătrat de y. Corect. Minusul din față schimbă semnul tuturor termenilor. Iată, am aici minus 1, plus cos pătrat, plus cos pătrat și minus cos pătrat de x. Ori cos pătrat de y. Acum, din ceea ce am aici, repet, nu-mi place deloc. Egal mai de fapt aș spune egal cu cos pătrat de x. Plus cos pătrat de y minus 1. Mai departe, pot să scot un minus aici în factor. Sau, ia să fac altă manevră. În loc de 1, cât pot să spun? Sigur, e o tangentă de pi pe 4, dar nu este deloc de folos. Mă uit la ce trebuie să ajung. În loc de 1 pot să spun sin pătrat de x plus cos pătrat de x. Sin pătrat de x plus cos pătrat de x. Sau, pot să scriu sin pătrat de y plus cos pătrat de y. În loc de 1 ăsta. Deci zice, egal cu cos pătrat de x, îl lăsăm. Plus cos pătrat de y. Minus, în paranteză, minus, sin pătrat de y plus cos pătrat de y. Plus cos pătrat de y. Și egal mai departe cu cât ar veni, egal cu cos pătrat de x. Minus cos pătrat de y. Da. Minus sin pătrat de y. Minus sin pătrat de y. Deci minus cos pătrat de y. Minus cos pătrat de y. Cos pătrat de y. Cos pătrat de y. Cu minus cos pătrat de x reduc. Și egal cu cos pătrat de x minus cos pătrat de x minus sin pătrat de y. Așa n-am dat. Deci ce am obținut ca rezultat este cos pătrat de x minus sin pătrat de y. Cred că este greșeală. Cred că autorul, oricum n-ai fost atentă când mi-ai scris aici. Dacă este așa, mă rog, mai facem identitatea asta. Mai reluăm dacă calculul de la capăt. Încă o dată la capăt. Dacă cumva am descoperit o greșeală, o refacem. Devenim. Dacă nu, facem printr-o altă metodă. Și dacă ne-am printr-o altă metodă, ajung la acel rezultat, atunci este bine mai ca noi. Deci am greșit greșeală autorul. Trebuie să vedem. E adevărat că cos de x minus y este cos cos plus sin sin? Da. Adică și cos cos minus sin sin? Da. Este a plus b pe lângă a minus b? A la a doua minus b la a doua? De acord. A la a doua minus, în loc de sin pătrat de x, 1 minus cos pătrat, 1 minus cos pătrat, am înmulțit. Mi-a luat ceea ce vedeți acolo, s-au redus cos cos cu minus cos cos. Ei bine, mi-a ieșit doar 1 plus, minus 1 plus cos pătrat de y plus cos pătrat de x. Și în final este corect cos pătrat de x minus sin pătrat de y. Acesta pare a fi rezultatul nostru. Altul decât a dat autorul. Deci vreau să cred acum, înclin să cred că este o greșeală a autorului. Da, ca să mă conving, am să încerc să fac aceeași identitate prin o altă metodă. Ia uitați-vă, tot din membru vom pleca și zicem cos de x minus y. Deci așa, ori cos sinus b, scriu x plus y în dreptul
Egal. Hai să ne amintim în ce se transformă un produs de cosinusuri. Produs de cosinusuri. Se transformă în cosinus. O secundă. Am... Produs de cosinusuri. Da. O secundă, nu, nu, te gândi că era lui ca... Repet așa. Nu e adevărat. Nu, e adevărat. Așa. Deci cos de alfa plus beta plus cos de alfa minus beta totul pe 2. Deci este egal cu oriile fracții. Și sus vine cosinus de... Cos de alfa plus beta. Alfa plus beta. Da. Dar o secundă. Cine e alfa în cazul nostru? Ăsta? Tot? Și cine e beta? Așa. Deci vine cosinus de primul unghi. X minus Y. Adunat cu al doilea, nu? Plus al doilea. Plus Y. Așa. Închide paranteza. Plus cosinus de... Alfa minus beta. Deci de primul unghi. X minus Y. Minus Y. Minus X minus Y. Așa. Și egal mai departe. Și avem cosinus. Cosinus de? 2x. De 2x. Cos de 2x. No, nu, nu mai cal să pui parte. Deci cos de 2x. Cos de 2x. Cos de minus 2y. Minus 2y. Dar nu ține. Deci cos de minus 2y, în paranteză, deci nu ține cont de minus. Deci este cos de 2x plus cos de 2y. Și egal cu dedesubt. Egal. Dar cosinus de 2x, cosinus unghiului dublu. Cos pătrat de x minus sin pătrat de x. Deci vine cos pătrat de x minus sin pătrat de x. Plus cos pătrat de x. Cos pătrat de y. Minus sin pătrat de y. Totul supra 2, sigur că da. Acum, în loc de sin pătrat de x, poți să spui 1 minus cos pătrat de x. 1 minus cos pătrat de x. Deci egal mai departe cu? Cos pătrat de x. Minus. În paranteză. Minus cos pătrat de x. Da. Plus cos pătrat de y. Da. Minus, cos pătrat de y. Și am mai departe cu cos pătrat de x. Da. Minus, plus, cos pătrat de x. Plus, cos pătrat de y. Minus, plus, cos pătrat de y. Așa. Totul supra 2. Și dedesubt. Egal cu cos pătrat plus cos pătrat face 2 cos pătrat de... 2 cos pătrat de y. Da. Plus 2 cos pătrat de y. 2 cos pătrat de y. Adică minus 1. Minus 1, minus 2. Totul supra 2. Și egal mai de... Scoatem o 2 în factor la un cap pe la altul. 2 pe lângă cos pătrat de y. Cos pătrat de y. Minus 2. Și egal cu? Cos pătrat de y. Plus cos pătrat de y. Minus 1. Minus 1. Dar putem lovi minus 1 cu sin pătrat de y plus cos pătrat de y. Deci egal mai departe cu cos pătrat de x. Cos pătrat de y. Cos pătrat de y minus sin pătrat de x plus cos pătrat de y. Și avem mai departe. Cos pătrat de x plus cos pătrat de y minus sin pătrat de x. Da. Minus cos pătrat de y. Da, și egal cu
scoți pătratele X, minus, sunt pătrate X. Iată și pentru o altă variantă, ajung la același rezultat. Dar na, încerc să cred și mai tare, nu? Este o greșeală autorului, dacă mă face prin două metode și îmi dă același rezultat. Da? Deci, vedeți, deci aici sim pătrat de cât? De? De Y, nu? Sau ce este aici? Dar nu, pe aici. De Y. Pe aici e Y, trebuia. Deci este clar, este clar că este o greșeală, nu? A autorului. Am obținut cos pătrat de X minus sin pătrat de Y. Este o greșeală autorului. Cum mai puteam dovedi asta? Deci în clipa în care încerc un sentiment de îndoială, așa că nu ar fi corectă formula asta, descoperiți astfel de situații, cum am descoperit noi aici, mai încercat să probați prin niște cazuri particulare. Deci, aș fi luat formula pe care o am de arătat, te rog să o scrii încă o dată. Formula pe care o avem de arătat este cos de X minus Y. Cosinus de X minus Y. Ori cosinus de X plus Y. Așa. Este egal cu cos pătrat de X. Să plecăm la membrul drept? Da. Sigur că da. Dacă plecăm la membrul drept și lucrăm până ajungem aici și nu ajungem la asta, iar și o altă variantă. Acum, eu insist și spun așa că în clipa în care munciți la o anumită identitate și sunteți cât de cât convinși așa, prea corect, și nu ajungeți la membrul drept, sau este foarte aproape de ca formă, că la noi era cos pătrat de X minus sin pătrat de Y. Și așa ajunseseră în prima variantă. Și atunci ceva ne spuneam că, sigur, pare să fie greșit după ce am mai verificat o dată și de două ori și de trei ori acolo și am văzut că e corect. Într-o astfel de situație, când o bănuială planează asupra faptului că e greșit după să fie corect, încercați să vedeți dacă el este greșit, dând niște valori unghiurilor particulare. Deci, dând niște valori particulare unghiurilor. Deci, în loc de X, să zicem că X ar fi egal cu 60 de grade. Iar Y ar fi 30. Deci, zicem, pentru X egal cu... X egal cu 60 de grade. Și de sub Y egal cu 30 de grade. Avem. Rezultă. Cosinus de... minus 30 de grade. Adică cât este? Cosinus de 30? 30 de grade. Păi da, nu asta e clar. Știu eu ce faci cu el. Deci tu îmi spui de dată. Deci cos de 30 de grade. Ori cosinus de? Cosinus de 90. 90 de grade. Să fie egal cu? Cosinus de 60 de grade. Cosinus de 60 de grade. Cos pătrat. Minus cos pătrat. De ce 90 de grade? De Y. De 30. Și hai să vedem. Cât este cos de 30 de grade? Radicalul e 3 pe 2. Ori. Ori 0. Egal cu? Egal cu radicalul 3 pe 2. La. Deci, păi, dar 60 de grade, cos de 60 de grade, nu le-am. Cos de 60 de grade este 1 pe 2. Deci 1 pe 2, totul la pătrat, minus... Minus radicalul 3 pe 2. Fals. Fals, sigur că da. Se vede deodată că ceva ori 0, ceva ori 0, cât face acolo ceva ori 0? Este 0. 0 egal cu un număr acolo, dacă facem calculul, vine 0 egal cu un număr. Ăsta este încă un motiv, încă un motiv să credem că identitatea care a cerut autorul este greșită. Deci faptul că pentru niște unghiuri particulare îmi dă o trăsnaie, înseamnă că iar identitatea nu a fost dată corect. Și cum este corect? Acum ne permitem să-și modificăm. Cos pătrat de X minus sin pătrat de Y. Asta este identitatea care trebuie să o dea autorul. Fie că autorul a greșit, fie că acolo la
dacă te mai uitam el, am ieșit la calcul și atunci a arătat și cos pătrat de X minus ți pătrat de Y, cos pătrat de Y. Dacă tu ai muncit la această identitate și ai ajuns, ai considerat că nu-ți dă, ai avut dreptate de data asta. Dar mi-e teamă că n-ai ajuns chiar până la capăt, da? Și că n-ai reușit să duci, să constați... N-ai reușit să constați că, de fapt, este o identitate greșită. Da? Este o identitate greșită. Ce am învățat, totuși, din astfel de greșiții? Am învățat o chestie foarte interesantă. Atunci când lucrezi, dacă știi foarte bine formulele și ajungi la un lucru care e foarte asemănător cum a fost la noi, dar de puțin era diferit, nu că aici era cos pătrat de Y, înclin să crezi că este o identitate greșită și atunci o probezi. Deci ce foarte important lucru este să dai unghiilor respective niște valori particulare. Dar de ce am ales-o 60 și 30? Că am aici X minus Y și numai 60 minus 60 minus 30 îmi dă 30. Mai puteam să vreau eu pe X 90 și 60. Da, 90 și 60, dar aici vreau 90 cu 60 sau cu 30, 120, 150 grade. Știu și valorile acestea. Că am făcut apelul de valori pentru toate unghiurile. Și pentru, până la 360 pentru unghiurile mai importante. Când am trasat graficul funcției, am făcut chestia asta. Deci, de regulă, aleg acele unghiuri care să fie cât mai aproape de un calcul rapid. De un calcul rapid. 60 și cu 30, 90. Și 60 minus 30, 30. Și asta am înțeles, nu e calculul foarte rapid. Și așa am ajuns că este o identitate falsă. În concluzie, putem reține că pentru a dovedi o identitate, totdeauna cum se pleacă pentru a dovedi o identitate? Se pleacă dintr-un membru, se lucrează cu gândul, tot timpul trăgând cu ochii spre membru drept. Îți dorești foarte tare să ajungi acolo. Noi, chiar cu obiectivul ăsta, nu ne-am apucat de lucru, am prelucat această identitate și am spus, domnule, vreau să apară cu spătradic și cu spătradic, că așa era. Și am renunțat la sim pătrat, nu știu, vă amintiți, da? Sim pătrat de X, sim pătrat de Y, când am spus, nu mă interesează. De unde să știu eu că chiar sim pătrat de Y mă interesa? Deci trebuia să păstrez pe cine să păstrez? Pe sim pătrat de Y. N-am știut să fac chestia asta. Fac tot lucrurile, de sfârșit ați văzut ce mi-a dat. Atât prin metoda întâi, cât și prin a doua, și pentru ca să vă povin și mai tare, am particularizat. În concluzie, merită de reținut acest lucru că în calculul unor identități trebuie să dai dovadă de îndrăzneală, să se mergi foarte bine toate formulele, asta este secretul, și atunci reușești de fiecare dată. 2 sin de alfa, minus sin de 2 alfa, sin de 2 alfa, totul supra 2 sin alfa, plus sin de 2 alfa, egal cu tangentul pătrat de alfa pe 2. Sin alfa. Da. Deci din membru stâng, da? Aici trebuia să fiu... Așa. Bun. Deci din membru stâng. Da. Foarte bine. 2 sin alfa. Minus 2 sin... Alfa cos alfa. Formula care știi? Da. Totul supra? 2 sin. Plus 2 sin alfa cos alfa. Egal cu? Infracție. 1 minus. Doamna, stai secundă. Ce poți face din cei doi? Din cei doi? Noi am zis să lucrăm membru stâng. Uite ce-ți propun. Să lucrăm membru stâng când nu mai putem. Și ne uităm la ăștia doi și scoatem un factor un 2 sin alfa. Deci 2 sin alfa. Deci 2, e bine, 2 sin alfa cos alfa. Se vede 2. Da, e bine, 2 trebuie să vadă. Nu, nu, alfa cos alfa. Se vede 2.
sau cred că nu? Da. Alfa asta, fă-l un pic mai bine. E, dar să știi că e alfa. Așa. Deci 2 sin alfa minus 2 sin alfa, scoate pe 2 sin alfa în factor, pe lângă, 1 minus cosinus de alfa. Chide paranteza. 2 sin alfa. Așa. E cam mai departe, iată, se simplifică 2 sin alfa cu 2 sin alfa. Așa, și vine 1 minus cos de alfa. Și formula, tangentă. E exact tangentă la pătrat. Da. Deci e cam cu tangentă pătrat de alfa cu 2. Că tangentă de alfa cu 2 era radicală. Din 1 minus cos, deci tangentă pătrat de alfa cu 2. Și poate să chemă tine instant. Tragedie de plecare din membru stâng, răcăm un pic și aia nu se la... Așa. Hai să mai vedem o altă identitate. Sus acolo. Tot... Acolo de sus. Deci o altă identitate este următoarea și anume 1 plus sin de 2 alfa plus cos de 2 alfa totul supra 1 plus sin de 2 alfa minus cos de 2 alfa este egal cu cotangentă de alfa. Deci ne-am făcut de lucru de o prima identitate, așa. Plus formula 2 sin alfa cos alfa da. Minus formula cos pătrat de alfa cos pătrat de alfa de alfa minus cos pătrat de alfa minus sin pătrat de alfa. Dar aici este plus, nu? Plus. 1 plus 2 sin alfa cos alfa. Da. Minus pe lângă. Tot formula asta. Da, minus da. Pe lângă. Aș, cos pătrat de alfa minus sin pătrat de alfa. Sin pătrat de alfa. Hai să spunem egal sus aici. Uite aici, să facem așa o urmă. Așa. Bun. Egal. Și bine. 1 plus. 1 plus. O secundă, hai să vedem ce putem face. Scoate 1. Ai 1 minus sin pătrat. 1 minus sin pătrat, cu cine este egal 1 minus sin pătrat? Cu... Din formula fundamentală. Cos pătrat. Cos pătrat. Când cos pătrat sin pătrat faci 1 și 1 minus sin pătrat va fi cos pătrat. Deci poți să spui 2 sin pătrat, să-l vezi pe 1. 2 sin de alfa, cos de alfa. Și ai spus că 1 minus sin pătrat, cu cine este egal? E cos pătrat. Cos pătrat. Cos pătrat și cu cos pătrat? Cos. Plus 2 cos pătrat de alfa. Totul supra. Ce să vedem? Să scrim mai întâi 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa cos alfa. Și minus cos pătrat este, vezi? Minus cos pătrat de alfa. Plus sin pătrat din cauza tensiunii față. Plus sin pătrat de alfa. Și plusul egal cu linii fracții. Sus ce poți face? Scoate cos de alfa. 2 cos de alfa. 2 cos de alfa. Pe lângă. Sin de alfa. Sin de alfa. Plus? Plus cos de alfa. Jos. Jos. Scoatem 2. Jos ai însă așa. 1 minus cos pătrat. Sin pătrat. Și cu sin pătrat se va mai dă. Deci zicem 2 sin alfa. Cos alfa. Cos alfa. Minus. Plus. Plus. 2 sin pătrat. 2 sin pătrat. 2 sin pătrat de alfa. De alfa. Și jos o să spatem și jos un factor 1.
Cât? Deci noi plăsăm, fadați, copii de sus. Plus cost de afară, că avem pe care. Ca scoate un doi, doi doi? Doi sindal. Da. Doi sindal, ha? Sigur că da. Și simplu a făcut scurt. Și simplu a făcut scurt. Așa, și paranteză, că e ideea. Și rămâne cost de apă sub simplu. Adică cât face? O tangentă. O tangentă de apă. Cât trebuia să-ți dea? O tangentă. Ai văzut, dacă stăpânim foarte bine formulele, deci ce am cealaltă cu formulă aici, ce am... Formula fundamentală. Si de 2 la 5 de care poți deja fac, formula 1 lui dublu, formula fundamentală. Atât tot. Lucrul scos în față, calcul al cetrei și iese foarte bine. Da. Hai să vedem, să treci pe etapa cealaltă, să vedem o altă identitate. Și anume, e vorba de următoarea identitate. 1 plus sin de 2 alfa, totul supra, sin de alfa plus cos de alfa, minus linii de fracții, 1 minus tangente pătrat de alfa pe 2, supra 1 plus tangente pătrat de alfa pe 2, egal cu sin de alfa. Trebuie să arătăm că este egal cu sin de alfa. Luăm numărul. Pe nu știu. Da, apucăm de lucru. Hai să vedem. 1 plus 2 sin de alfa cos de alfa, da. Supra sin de alfa cos de alfa. Și formula e de... Vrei să sin de alfa plus cos de alfa să transformi în ceva? Produs, dar nu-ți de același cum. Nu-ți două sinusuri. Las-o așa deocamdată. Sin de alfa plus cos de alfa. Mai vedeam noi ce mai putea face. Minus. 1 minus. Aici rămâne 1 minus cos de alfa. 1 minus cos de alfa. Supra 1 minus cos de alfa. Ah, iată interesant. Deci tangentă pătrată este 1 minus cos cu 1 plus cos, da? La fel îți faci și jos. Egal. Eu cred că aici ar trebui să te mai gândești la următoarea chestie. Unul ăsta cum ar mai poți scrie? Tangent de 45. Dar tangent de 45 de folos. Mai greu unul scrie din formula fundamentală. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa. Să vedem ce. Deci sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa plus 2 sin de alfa cos alfa. Plus 2 sin alfa cos alfa. Supra sin de alfa plus cos de alfa. Adică unul trebuie să mai scriem ca tangent sau ca formula fundamentală. Ia să vedem. Sau ce nu cred că e cu aceeași unitate, ce m-a indicat. Deci nu este. Aici nu e egal, ce era minus. Așa, minus. 1 plus cos alfa. Încă o dată linii de fracții. Așa, face și acolo. 1 plus cos de alfa plus 1 minus cos de alfa
Dar să vă dai, de exemplu, cont de minusul din față, ținând cont, faci, zici minusul, nu plusul ăsta. Foarte bine. Da, da. Aici, cosinus de alfa, cos de alfa. Cos de alfa cu minus cos de alfa. Și la fel, 1 plus cos, 1 plus cos. Și rămâne 2 cos de alfa. Ia să te montezi, de aici e capul, de aici încep. E capul. Ce este aici, uite, cu atenție, să ne întâmplă atenție, ce este acolo? Sin pătrat plus cos, pătrat plus 2, sin cos? Aici e prima, a plus de pătrat. A plus de pătrat. A plus de pătrat. A plus de pătrat. Deci este din nou un sin de alfa plus cos de alfa, tot pătrat. Deci egal cu sin de alfa plus cos de alfa. Supra sin de alfa plus cos de alfa. Aici se simplifică. Da. Cu 2. Deci, pătratul și cu minus linii de fracții. 2 cos de alfa. 2 cos de alfa ți-a rămas. Totul supra. 2. 2 cos de alfa. Și era mai departe cu? Sin de alfa. Minus. Nu mai are dar rost panantezat. Cos cu minus cos se reduc. Egal cu sin de alfa. Ia uite-te tu atentă unde, unde ai fi fost surprinsă. Ce nu ți-ar fi venit ții în minte să faci la ieșitul ăsta? Aici. Unde? La 1 ăla. Deci la 1 n-ai fi, n-ai fi încercat. Te gândi la tangenții pe 4, știi? Dar de ce crezi tu că m-am gândit să scriu pe 1 ca fiind... Că sunt pătrat 1 de alfa plus cos de alfa. O dată și pentru că aveam 2 sin alfa cos alfa. Și am simțit repede că am 2 sin alfa cos alfa. Sin pătrat plus cos pătrat, mi-am dat seama că e un binom la pătrat aici. Și binomul la pătrat, și fiind de jos avem sin plus cos, am putut simplifica. Deci am anticipat ca la șac, da? Câteva mutări mai în față. Deci am anticipat simplificat asta și de aceea am cerut, am ținut așa, să merg. Deci asta e motivul, da? Hai să mergem pe tabla cealaltă. Și avem o altă identitate și anume să zicem așa. Unu minus 2 sin pătrat de alfa totul supra 1 plus sin de 2 alfa egal cu linii de fracții 1 minus tangentă de alfa supra 1 plus tangentă de alfa. Ia să vedem. Membrul 1. Chiar zic membrul 1. Da, da, da. Spui, membrul 1. Membrul 1. Egal cu 1 minus 2 sin pătrat de alfa. Da, dar nu că știu formula. Care este? Știi că formula sin pătrat? Jos e sin de 2 alfa. Sin de alfa supra 1 plus, plus 2 sin alfa cos alfa. Da. E calcul, lucrăm. Sus, ce să faci? Mă rog de unul să spunem sin pătrat plus cos pătrat. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa. Minus 2 sin pătrat de alfa. Totul supra. Așa. Cos pătrat de alfa. 2 sin alfa ori cos de alfa și egal cu ia să vedem sus ce avem ar fi cos pătrat minus sin pătrat că sin pătrat minus 2 sin pătrat și reduce da? Deci vine cos pătrat să scrim întâi cos pătrat de alfa minus sin pătrat de alfa totul supra jos. Ia să vezi. Sin de alfa. Sin de alfa.
Jos cât este? Singur. Ia să vezi ce este, am așa lucrurile. Este din omul. Da? Deci sin de alfa a fost scos de alfa, totul la pătrat. Și era mai departe cu... Ia să vedem cu cine. Facem cos de alfa plus sin de alfa, pentru că cos de alfa minus sin de alfa. Ca diferența două pătrate. Da. A la doua minus B la doua. Deci zice el cos de alfa minus sin de alfa, tot e pe lângă. Sin de cos de alfa plus... Cos de alfa plus sin de alfa. Deci asta ar fi ideea. Totul supra, cos de alfa plus sin de alfa la pătrat. Se duce pătratul. Se duce pătratul cu paranteza. Așa, și cât ne rămâne? Asta, asta ar fi deocamdată, la membru 1. Nu mai poți face nimic la membru 1. Cam ăsta ți-a rămas sigur. Bun. Dar dacă tragi cu ochiul spre ceea ce trebuie să ajungi, înseamnă că vrei să fii tot un tangent. Da? Dar tangenta cu cine este? Un sin de cos. Ce am zis să-ți facem factor forțat aici un cos și din face un cos. Factor forțat, da? Deci egal cu... Egal cu cos de alfa totul pe lângă. 1 minus sin de alfa supra cos de alfa. Că așa înseamnă că ai scos factor forțat. Totul supra, hai, n-ai scris corect. Nu, deci ce trebuie să faci? Suntem independent, te vă spune. Suntem ia de fracție, scriem cos de alfa pe lângă 1 minus sin de alfa supra cos de alfa. Supra cos de alfa. Da. Pentru că 1 plus sin de alfa supra cos de alfa. Cos de alfa plus de alfa și sin de alfa. Da. Și rămâne. Păi dacă nu facem întotdeauna tot din tot din dar nu sin de cos, e egal cu patru fost de alfa și cos motiv. E egal cu linii fracții. Mai întâi 1 minus tangentă de alfa. Supra 1 plus tangentă de alfa. La ce trebuia să ajungem noi? Nu e exact asta. Deci membru 1 e egal cu asta și egal cu M2. Membru 2, spune. Egal cu membru 2. Și cu asta, dacă arăta că membru 1 e egal cu membru 2, identitatea este corect. Hai să mă uităm o dată și spune tu, povestește tu unde ți s-a părut mai interesant. De ce n-ai fi putut o face singură? Unde a făcut lucrurile deosebite? Aici, pentru că m-a scos factor forța. Odată, acolo. Și poate aici nu ți-ar venit în minte a la doua minus B la doua. Ca fiind A minus B până de A plus B. Și aici ai văzut pătratul perfect. Să strige ca un binom la pătrat. Și după aceea simplificarea și poate am făcut-o forța. Dar dacă nu ți-ar venit în minte, te duceai și luai membrul ăsta. Membrul 2. Al lucrurile de aneta ca sin pe cos, al ceea la același unitor, și să rămâne la părerea exact cos de X minus sin de X, poate de X plus sin de X. Deci merge și așa. Când nu mai poți pătura cu membru stâng, trebuie și reieșițiul, faci și membru de pătru, pentru că și faci asta. Dar de unde sunt acolo, acolo pe loc, în spațiul acela care a rămas, să vedem foarte identitate și anume. Să dovedim cu următoarea. Sin la alfa de alfa, plus 2 sin de alfa cos de alfa, minus cos la patra de alfa totul supra tangente de 2 alfa tangente de alfa da, minus 1 egal cu 1 de primi fracție egal cu cos de 2 alfa o secundă, ia să vedem cum profund. Deci, membrul lucrurilor, da? Ce lucrezi? Sunt pătrat de alfa. Este, da? Sunt pătrat la patra. La patra, e bine, bine, la patra. Ai vreo idee? Mai întâi să analizăm un pic că aici nu ne avem cu rembătă la lucru. Deci, eu așa, sunt pătrat la patra. Sinus
Să luăm pisima la patra și un minus cos la a patra, să vedem o echipă, da? Ia să vedem. Sin la a patra de alfa, minus cos la a patra de alfa. Și lăsăm pe ăsta plus 2 sin de alfa cos alfa. Da? Plus 2 sin de alfa cos alfa. Totul supra. Deci trebuie scris într-o altă ordine cu gândul ca să vezi tu ce faci aici. Ce avem de gând să facem mai la noi sin la a patra? Putem zice sin la... Da, da, atunci ar fi fost de mare folos. Sin la a doua. El spune în loc de sin la a patra să zicem sin la a doua, totul la a doua. Și la fel și acolo, să fost la a doua, totul la a doua, da? Bun. Și tangente 2 alfa, care este cât? Dacă ar fi să... Să lăsăm așa tangente 2 alfa, să nu umblăm mai. Tangente 2 alfa, că văd că trebuie să avem la cos de 2 alfa. Minusul. Egal. Era cu linii de fracții. Colegul tău ți-a spus să scrii sin la a doua de alfa, totul la a doua. Ți-a scris. Sin la a doua de alfa, totul la a doua. Minus cos la a doua de alfa, totul la a doua. Plus 2 sin pătrat, cos pătrat. 2 sin de alfa, cos alfa, da? Totul supra, tangent de 2 alfa, minusul. Egal cu de ei, de ce crezi că ți-a spus eu să scrii cos sin la a doua, totul la a doua, minus că? Putem răspunde sin de alfa, cu minus 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 cu din la a doua minus la a doua, putem să zicem asta minus cealaltă, pe lângă asta plus. Că e A minus B, pe lângă A plus B. Deci putem spune, sin la a doua de alfa, minus cos la a doua de alfa, pe lângă, ai A minus B, pe lângă A plus B acum. Sin la a doua de alfa, plus cos pătrat. Și plus mai departe, 2 sin alfa, da, și supra? Tangentă. Tangentă de 2 alfa minus 1. O să pădurăm acolo de desubt, să vedem ce putem face. Da? Să vedem ce putem face aici. Iată, apare sin pătrat cu scos pătrat. Și deci ne rămâne 5. Sin pătrat de alfa minus cos pătrat de alfa. Nu are nicio rost. Plus mai departe este... Plus vrei că vrei să restrângi. Ia spre de restrânge. Plus sin de... De 2 alfa. Hai să umblăm și la tangentă. Tangenta cum te știi? Tangentă de alfa la pătrat. O secundă. Tangentă de... Tangentă. Tangentă e sin pe cos. 2 tangente. Da, 2 tangente. A, dacă vreți așa, 2 tangente de alfa supra 1 plus tangente. Eu mă gândeam să spune sin de 2 alfa supra cos de 2 alfa. Da. Poate mai bine așa. Sin de 2 alfa supra sin de 2 alfa supra cos de 2 alfa. Minus 1, nu? Și egal cu hai să vedem sus da, am meritat și aici. Am putea scrie și aici. Dar e că e destul de grămădit. Nu ne mai, nu ne mai complicăm. Încercăm să scriem deasupra. Iată, sper că ajungi. Egal cu. Să scriem mai întâi sin de 2 alfa. Aici e sin pătrat minus cos pătrat. Dacă ar fi cos pătrat minus sin pătrat, cât ar fi cos pătrat minus sin pătrat? Cos pătrat. Este de unde la cos pătrat de alfa minus da. Sin pătrat? Da, minus. Poate un minus în factor și ordonăm. Deci minus pe lângă. Minus pe lângă cos pătrat de alfa. Cos pătrat de alfa minus sin pătrat de alfa. Totul supra
S-a dus în același mitor. Sin de 2 alfa minus cos 2 alfa. Sin de 2 alfa. Minus cos de 2 alfa. Asupra cos de. Cos de 2 alfa. Hai să spunem, să vedem atenți, nu greșim. Egal sus, sin de 2 alfa. Dar cos pătrat minus sin pătrat? E cos de 2 alfa. Deci minus cos de 2 alfa, să le strângem, minus cos de 2 alfa. Supra. Sin de 2 alfa minus cos de 2 alfa. Supra cosinus de 2 alfa. Și egal. O să vă oprim la mulțimea de reversate. Deci vine sin de 2 alfa minus cos de 2 alfa. Minus cos de 2 alfa în paranteză. Mulțim cu cos de 2 alfa supra cos de 2 alfa supra sin de 2 alfa sin de 2 alfa minus cos de 2 alfa minus cos de 2 alfa. Ia uite ce simplifică paranteza și cu tot. Și egal cu cos de 2 alfa. Deci rezultatul este, hai să scriu eu, deci este egal cu cosinus de 2 alfa. Cu cine trebuia să fie identitatea egală? Asta de la care? Cu de 2 alfa. Hai să mai vedem încă o dată. Unde a fost chestiunea mai interesantă? Sin la a patra minus cos la a patra. Nu te-ai fi gândit să zici ca sin la a doua la a doua. Dar de ce colegul tău crezi că s-a gândit ceva la a doua la a doua? Că nu mai trebuie să fie 4. Așa, și iasă diferență de două pătrate. Să facă A minus B pe lângă A plus B. Și A plus B ăsta face 1 și ăla nu. Dar destul de frumos a dus. Și sin de 2 alfa, iar sin pătrat minus cos pătrat îmi scoate un minus în factor și face minus pe lângă cos, a scris formula în cosinusul unghiului dublu. Să se strângă. Da? Deci tot a urmărit să strângă. Iată, știm formulele foarte bine, ne vine în minte tot felul de chestii. Dacă știm formulele. În final, tangenta a scris. Iată, voi doreați tangenta să o scrieți ca fiind... Tangenta 2 alfa este... Nu uita formula aceea, cât era? Tangente. Sau 2 tangente. Tangente supra 1 minus... 1 minus tangente pătrat. Dar n-ar fi fost convenabil. Pentru că eu am vrut să... M-am tot uitat unde trebuie să ajung. Deci tot timpul ne uităm unde ajunge. Unde se ajunge? La cos de 2 alfa. Păi dacă la cos de 2 alfa n-are rost să trec la tangenta din unghi dublu spre unghi simplu. Da? Deci nu aveam șanse. Și atunci cum am zis? Să luăm de tangenta, am zis simplu e cos. Sim de 2 alfa cu cos de 2 alfa. Pentru că iată cos de 2 alfa ajunge, nu? Tocmai sus, prin despre așa aceea și atunci, iată, finalul ieșitul este corect. Deci iată cu o identitate corectă. Deci se pleacă dintr-un nervul, se lucrează cu foarte multă grijă. Știi toate formulele, nu știi de ce formule ai nevoie. Asta e foarte interesant, trebuie să știi toate formulele. În fiecare moment nu știi ce formulă de care de formulă ai nevoie, și atunci tu trebuie să fii pregătit în fiecare timp. Să vedem mai departe. Deci pe tabla asta, altă. O altă identitate. Când zicem așa, să dovedim pe tangentă de pi pe 4 plus alfa, deci tangent de pi pe 4 plus alfa în paranteză, egal cu din difracții 1 plus sin de 2 alfa 1 plus sin de, egal cu 1 plus sin de 2 alfa totul supra cos de 2 alfa. O să dezvoltăm tangenta sumei. Deci plecăm de aici. Ori așa, ori tangente de alfa plus beta. Ne-am amintit formula. Tangente de alfa plus beta.
La ce-ar vine? Da, ia să scrie tangent de alfa plus beta. Tangentă de alfa plus beta egal cu tangentă de alfa. Tangentă de alfa supra 1 minus tangentă de alfa, tangentă de beta. Ei, hai să scriem și noi. Deci am urmat. Tangentă de, rezultă, nu? Nu, am zis. E ca. Rezultă, tangentă de, vreau să scrii tangent de pi pe 4 plus alfa. Așa să scrii, da? Tangentă de pi pe 4 plus alfa egal cu. Tangentă de primul 4 plus tangentă de alfa. Da. De alfa 1 minus tangentă de pi pe 4. Da? Egal mai departe. Tangenta la 45 de grade o știm. Cât este? 1. Tangenta 1. 1 plus. Tangenta. De alfa. Supra. 1 minus. Tangenta de alfa. Tangenta de alfa. Cred că tangenta o zic ca fi si pe cos. Si pe cos. Sin de alfa. Supra cos de alfa. Aducem la ce? Egal mai departe, s-a dus la aceeași mică, da? Cos de alfa plus sin de alfa. Sin pătrat?
Nu-i posibil. E colț de 2 alfa. E colț de 2 alfa. Colț pătrat, nu-i pătrat, e colț de 2 alfa. Colț de 2 alfa. Sigur că da. Și la ce trebuia să ajunge? Exact așa ceva. Mai uite-te odată la capăt și spune că aici n-aș fi făcut, aici n-aș fi făcut, aici n-aș fi făcut chestia asta. Hai, unde-ți apărut momentele mai tare ale ghiștiu? Aici, când n-aș fi făcut. Deci n-ai fi dezvoltat. Da. Deci n-ai fi dezvoltat tangentul de altfel pus băiat. Întâi și întâi, și cum te gândeai să faci, să pleci la identitatea asta? Deci e sintecos, nu ți-ai gândit tu. Și dacă scrie sintecos, trebuia să dezvolți sin de alfa plus beta, cos de alfa minus beta, sigur că ajungeai, cred că tot același lucru. Dar mai pierdeai niște timp. Bun, merge și așa, merge așa. Chiar vreau să mergi așa cum te-ai propus tu. Ia din nou și așa cum ai încercat tu să mulțești cu sintecos. Dezvoltam sin... Păi, păi stai la secundă. Nu o să-l pot, eu vreau să mai mare ce scris. Tangenta e sintecos. E sintecos este el din unghiul ăla. Supracul de unghiul ăla. Păi tangenta de alfa, cu cine este egal? Tangenta de unghiul alfa, nu este egal cu sinus? Păi sintecos de alfa, așa spui tu? E o mare trăzbăie. Este sinus de alfa, supra cosinus de alfa. Deci cât ar fi trebuit să fie acolo? Deci sinus de unghiul care îl are. Acolo, da? Sinusul pe care... Același unghi îl păstrează și sinusul și cosinusul. La tangente. Și ar fost sinus de? Sin de... Da, sin de primul unghi. Cos. Da. Cos de alfa. Plus cosinus de pi pe 4. Da. Sinus de alfa. Supra cosinus de pi pe 4. Da. Cosinus de alfa. Minus sinus de pi pe 4. Da. Sinus de alfa. Și egal mai departe cu linii fracții. Ce crezi că trebuie să faci acum? Sin de pi pe 4 este radical din 2 pe 2. Cos de pi 4 e radical din 2 pe 2. Locuim. Deci vin radical din 2 pe 2. Ori cos de alfa. Radical de 2 pe 2, ori sin de alfa. Totul supra. Și egal cu dedesubt. Scoatem un factor la numărător în cine? Radical de 2 pe 2. Pe lângă. Hai mai repede. Cos de alfa plus sin de alfa. Jos se ia sau radical de 2 pe 2. Și radical de 2 pe 2, radical de 2 pe 2. Și vine cos de alfa plus sin de alfa. Cos de alfa. Minus sin de alfa. Și acum mulțim și sus și jos cu... Mergem pe manevra din drept, da? Cos de alfa plus sin de alfa. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Supra. Cos de alfa minus sin de alfa, pe lângă. Și egal mai departe, sus, ridicăm la pătrat. De acum e drumul cel pe care am parcurs deja. Nu? Și facem 1 plus sin de 2 alfa, deodată, egal cu 1 plus sin de 2 alfa, supra 1 plus, supra cos de
2, out. Ei, asta ar fi formula pe care am avut-o de aplicat. Iată, merge și în varianta asta tangenta sin pe cos. Da? Dar nu cum ai făcut o trăsnaie aceea, sinus, fără să-i fii unghiul. Ce spui? De ce să mai scrie unghiul și la prima și la a doua? Scriu sinus pe cos și unghiul la amândouă. E o mare trăsnaie, extraordinar de mare. Nu există sinus fără, nu, funcție de sinus, cosinus a acționat în scopul unghiului. Tangentă de unghiul alfa, e sin de unghiul alfa, spre acolo de unghiul alfa. Deci așa trebuie să ținem minte. La fel cu chestiunile celelalte. Deci nu am cum să fac altfel decât așa cum am gândit aici. Am reușit să ajungem în final la unul puțin de drăguț. Și pe o cale și pe cealaltă. Spuneam mai devreme, unde a fost punctul etar. Aici n-ai fi dezvoltat după tangentă. Ai fi făcut așa, spuneam. Dar un alt moment foarte important a fost acela când am amplificat și sus și jos cu sin de alfa cu cos alfa. Dar de ce m-am gândit eu să amplific cu sin de alfa cu cos alfa? Care a fost motivul? Să iasă din binom o dată, dar altceva a fost în frământarea mea. Am mulțit și sus și jos cu cos de alfa plus sin de alfa, ca jos să ne apară cos pătrat minus sin pătrat. Cos pătrat minus sin pătrat este cosul în subiectul dublu și am sesizat că la numitor, metrul drept are cos de 2 alfa. Pentru a restrânge pe cos de alfa minus sin de alfa. Deci mă întreba un cos de alfa plus sin de alfa ca să facă cos pătrat minus sin pătrat să facă în final cos de 2 alfa. Vezi? Deci așa. Puteam să spun că mulțim și sus și jos cu cos de alfa minus sin de alfa. Dacă mulțeam și sus și jos cu cos de alfa minus sin de alfa, apărea jos cos de alfa minus sin de alfa la pătrat. Și sus vine cos pătrat minus sin pătrat. Și aș fi sus cos de 2 alfa. Dar nu mă încântă. Deci, iată, ăsta a fost motivul. Deci, ce am înțeles? Că pentru a face identități, trebuie să știi foarte, foarte bine toate formulele. Dar foarte bine toate formulele. Și să lucrăm cât se poate de mult. Cu cât facem mai mult antrenament, cu atât în siguranța crește. Altfel, dacă nu facem în felul ăsta, sigur, azi învățăm formulele, mâine ne uităm, azi ne învățăm, mâine le uităm. Deci nu e nicio afacere în chestia.